Guvernul i-a dat lovitura finală lui Klaus Iohannis. Cheltuielile pentru renovarea vilei din aviatorilor au fost desecretizate de Secretariatul General al Guvernului la cererea premierului Marcel Ciolacu. 3 milioane de euro ne-au costat până acum lucrările. Guvernul n-a publicat însă și devizul final. Guvernul României a făcut publice cheltuielile pentru renovarea vilei de protocol aviatorilor 86 din București, una dintre reședințele folosite de președintele Klaus Iohannis. Datele desecretizate de Secretariatul General al Guvernului arată că, începând cu anul 2014, s-au investit peste 3 milioane de euro pentru modernizarea și întreținerea clădirii. Suma colosală a fost folosită pentru o gamă largă de lucrări și dotări necesare pentru a aduce vila aviatorilor 86 la stat. Standardele cerute de o reședință de protocol. Potrivit documentelor publicate de SGG, renovările au inclus consolidarea structurii de rezistență, modernizarea instalațiilor de electricitate și apă, precum și dotarea cu echipamente de securitate performante. În plus, au fost efectuate lucrări ample de reabilitare a fațadei, schimbări la sistemele de încălzire și ventilație, precum și o reamenajare completă a grădinii cu scopul de a reda vilei aspectul său istoric. Una dintre cele mai importante cheltuieli a fost alocată modernizării interioarelor, care au necesitat renovări de la parchet și mobilier până la instalații de iluminat și obiecte sanitare. Anunțul vine la o zi după ce premierul PSD, Marcel Ciolacu, i-a cerut secretarului general al guvernului din partea PNL să declanșeze procedura de desecretizare a cheltuielilor efectuate de REAPPS la vila din aviatorilor numărul 86, el precizând că românii au dreptul să știe ce cheltuieli au fost făcute pentru renovarea imobilului și dacă e adevărat că a fost repartizată lui Klaus Iohannis. Președintele Iohannis a transmis pe 12 martie 2024 că nu a solicitat nicio locuință de protocol, întrebat despre vila din Bulevardul Aviatorilor. Precizările au venit după ce Recorder a dezvăluit că regia protocolului de stat renovează o vilă de pe Bulevardul Aviatorilor din București. Clădirea are aproximativ 1200 de metri pătrați, iar renovarea ar costa 7 milioane de euro. REAPPS nu a spus ce destinație are.